Acum un an, împreună cu Ambasada Republicii Moldova în România, am inițiat un parteneriat cultural de schimburi culturale între Muzeul Național de Artă al Moldovei și Muzeul Național Cotroceni. Primul eveniment de anvergură pe care Muzeul Național de Artă al Moldovei l-a organizat, această Bienală Internațională de Pictură din anul 2013, la nici o săptămână după ce s-a încheiat la Chișinău, a poposit la noi. Vreau să spun că Bienala Internațională de Pictură de la Chișinău este un lucru absolut remarcabil, pentru că o țară mică cu un potențial, să zic, modest, poate să organizeze o astfel de bienală internațională, o bienală la care au participat 33 de țări. Am observat chiar la Chișinău, poate din dorul de a fi împreună cu artiștii români. Dacă observați, sunt mai mulți artiști români și basarabeni, pentru că avem o serie de artiști pe care îi putem numi ca repere ale picturii românești, dar am încercat să aducem și aproape din fiecare țară câte un artist, câte o lucrare, pentru că la Chișinău au fost expuse peste 250 de creații, aici avem doar circa 80. Avem sus la etaj artiștii din Franța, Polonia, Coasta de Fildeș, Bulgaria, Republica Moldova, România, bineînțeles. Aici sunt într-un cadru comun de asemenea o serie de artiști în Turcia, Slovacia, Italia, Franța, iarăși de asemenea, și, cum spuneam mai devreme, foarte mulți artiști români și basarabeni. Pentru că Bienala Internațională de Pictură este o expoziție competitivă, avem 6 premii. De marele premiu în acest an s-a învrednicit un artist notoriu din Japonia, Toshio Yoshizumi. Premiul întâi, Leonardo Guțu, este un artist basarabean care evoluează cu succes în saloanele naționale. Un tânăr excepțional, Mihalcea, de la Buzău, care a luat premiul Institutului Cultural Român, Gabriel Lockstadt, o artistă remarcabilă din Germania, sau în spatele nostru este Rick Copsey, un artist cu statut de artist internațional din Marea Britanie. Și artistul din India, pe care îl aveți aici pe simeză, este un artist care oarecum este ancorat în actualitatea estetică occidentală. Acum nu mai putem avea limite de la un continent la altul, pentru că extinderea și colaborarea este frecventă între artiști. Acest tip de dialog este fundamental atât pentru artiști, pentru că acolo a fost o intersecție destul de mare de artiști din toată lumea, și între produsul cultural, pentru că este important să vedem ce fac ceilalți, să intrăm într-o competiție reală, pe fapte, și asta nu poate decât să îmbogățească și experiența noastră și experiența celorlalți prin transferul de identitate dintre culturile noastre. We'll be right back.